Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Tot din predica de pe munte, aflăm că Dumnezeu ne dă o inimă nouă. Mulți cred că această cuvântare a lui Iisus, pe care o găsim în capitolele de la 5 la 7 din Evanghelia după Matei, este un manual pentru cum să trăim azi. Dar fie vorba între noi. N-avem cum să atingem acest standard. Să ne mai uităm o dată la ea dintr-o perspectivă mai înaltă. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată trei coduri prin care Dumnezeu a guvernat și conduce omenirea. Primul, legea lui Moise, inclusiv decalogul. Această lege n-a mântuit oamenii, ci doar le-a dovedit că sunt păcătoși. Miezul legii este sistemul jertfelor, arătând spre crucea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu n-a iertat niciodată păcatul fără jertfă. Apoi, o cotitură radicală a marcat predica de pe munte, în care Iisus a detaliat un mod de viață, de perspectivă însă. Această cuvântare duce legea la un alt nivel. Iisus spune de pildă că dacă te mâni pe fratele tău, ești vinovat de crimă. Și mai spune că dacă te uiți cu poftă la o femeie, este ca și cum ai fi păcătuit cu ea. Acesta era un fel nou de a pune problema. Iisus arăta spre vremea când el va domni ca împărat pe pământ. Azi, Iisus ne cheamă la un al treilea sistem. O epocă a Harului sub autoritatea Duhului Sfânt. De vreme ce nu putem fi salvați prin ce facem, n-avem de ce să urmăm o lege sau să aducem jertfe. Nu ești creștin dacă nu crezi Evanghelia, care atestă că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 3 și 4. Predica de pe munte dă oamenilor o fațadă de religiozitate, chiar dacă inimile lor n-au fost schimbate. În consecință, ei vorbesc despre cum e să fim toți frați și cum este Dumnezeu Tatăl tuturor, dar Domnul Iisus n-a vorbit niciodată despre așa ceva. De fapt, El le-a spus liderilor religioși ai vremii că l-au catată pe diavolul, scrie în Ioan 8, versetul 44. Indiferent cât se străduiește lumea să trăiască în pace și iubire, nu va cunoaște decât tulburare. De ce? Pentru că disperarea ne umple inimile și exercițiile și dietele nu ajută la asta. Avem nevoie de Iisus, nu de jogging. Doar El ne poate da inimi noi. Legea nu poate produce dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate, credincioșie, înfrânare. Nu ne e natural să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos sau pe oameni. Cândva, principiile descrise de Iisus în predica de pe munte vor deveni realitate. Cei săraci în duh vor moșteni împărăția cerurilor, cei blânzi vor moșteni pământul. Asta se va întâmpla în vremea când va domni cel ce a fost cel mai blând om care a călcat pe acest pământ, dar care va reveni cu mare putere și slavă și va domni în neprihănire și atunci vom trăi sub legea neprihănirii. Și atunci, cum trebuie să trăim acum? Prin puterea Duhului Său. Când Duhul Sfânt controlează viața noastră, va produce rodurile sale în noi. Ne va ajuta să trăim, să iubim și să-L slujim pe Dumnezeu cu o inimă nouă.